Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Este bucuria mea să fiu gazda dumneavoastră pentru următoarele 50 de minute. Așa cum poate ați remarcat, cei care sunteți urmăritori constant al programului emisiunea Teologia în Actualitate, din când în când îmi place să aduc înaintea telespectatorilor noștri anumite publicații care au apărut recent. Așa este și cazul din această seară, o carte care a văzut lumina tiparului, dar o carte cu profundă semnificație istorică, pentru că vorbește despre 100 de ani de existență a Institutului Teologic Baptist din București. Cartea se numește Seminarul Teologic Baptist, 1921-2021. În emisiunea precedentă am discutat cu rectorul Institutului Teologic Baptist din București despre acest an centenar și despre evenimentele care vor avea loc în anul acesta. Invitați în seara aceasta în studio sunt domnul pastor Daniel Stoica și domnul pastor Bel Vasile. Vă spun bună seara, bine ați venit! Bună seara! Sunteți autorii cărții Seminarul Teologic 1921-2021 și sunt bucuros să discutăm pe tema unei istorii care Dumnezeu a făcut să fie o istorie cu multe ramificații și cu multe implicații pentru viața baptiștilor din România. Aș vrea să vă întreb cum ați început, care sunt începuturile, cum v-a venit această idee să scrieți o carte despre Seminarul Teologic de la București, astăzi poartă numele de Institutul Teologic Baptist din București. Bună seara, mă bucur ca să pot să fiu în acest loc. Începuturile sunt destul de interesante. Sunt absolventul seminarului, actualmente Institutul Teologic Baptist din București. Este unul dintre lucrurile care m-a impulsionat să scriu această carte. În același rând, dorința de a scoate la lumină o istorie atât de frumoasă și de fascinantă, care a început în localitatea Buten, unde actualmente sunt și pastorul acestei biserici. Acest doi factori au fost foarte influenți în viața mea, dar în același timp a fost și al treilea factor, dorința mea de a scrie și de a cunoaște istoria baptiștilor. Este una dintre pasiunile care captivează atenția. Deci, dacă înțeleg bine, absolvent al Institutului Teologic Baptist din București, pastor la Buten unde a început Institutul Teologic Baptist, Seminarul Teologic Baptist și pasionat de istorie, aceste trei lucruri au generat dorința de a șterne în paginile acestei cărți o istorie despre cei 100 de ani. Mă întorc la pastorul Vasile Bel. Cum ați început dumneavoastră demersul acesta pentru a scrie această carte? Mulțumesc și eu de invitație și mă bucur că pot să exprim câteva gânduri referitor la această carte. Din 1900, din 2000, asta e cu 2000 și cu 1900 ne tot încurcăm, da? Din 2010 am început să scriu așa despre istoria baptiștilor. Diferite cărți. Am scris despre istoria baptiștilor din zona noastră, a Târgu Lăpuș, după aceea din Baia Mare. Și când am scris cartea din Baia Mare, atunci am văzut că conducerea Institutului Teologic Baptist din București, prin anii 1930, a fost implicată în deschiderea la Tichilești a unei biserici baptiste. Și am văzut că institutul nostru sau seminarul, cum era atunci, era implicat în multe lucruri și de atunci, să zic așa, în plan mi-a fost scrierea unei istorii a seminarului, numai că
Eu și cu fratele Daniel am scris mai multe cărți, dar le-am scris în preajma unor ani importanți. Adică am vorbit despre baptiștii și Marea Unire, am făcut-o în 2018 și atunci am fost și la București și fratele rector Daniel Mareș a zis poate ne gândim și la seminar. Și atunci când am spus la fratele Daniel Stoica, ia, ar fi o idee cu seminar. Da, zice, și eu m-am gândit la asta. Că așa avem gândiri destul de unitare, să zicem așa. Ne gândim și când începem să ne depunem lucrurile, gândurile, exact așa m-am gândit și eu. Așa a apărut cartea aceasta, adică în gândirea noastră și... Deci, scriem, să ne adunăm materiale. Deci, dacă înțeleg bine, un anumit proiect editorial al dumneavoastră despre Marea Unire, în contextul acela s-a născut o altă provocare pentru a scrie și istoria Institutului Teologic Baptist din București și cred că pasiunea dumneavoastră a celor doi pastori care i-am invitat aici împreună la emisiune este evidentă, faptul că aveți o pasiune pentru istorie și aș vrea să vă întreb cum ați reușit și cum ați abordat subiectul, cercetarea aceasta, în ce a constat, cât a decurs munca de cercetare și cum s-a desfășurat, pentru că 100 de ani de istorie și fără o istorie de la A la Z, cred că este prima carte care ați scris-o cu o istorie de la A la Z, să spun așa. Cum s-a desfășurat munca aceasta și cât a durat? Concret, am putea spune, am lucrat mai mult, undeva la 3 ani de zile, 2-3 ani de zile a fost concret scrierea cărții, dar adunarea de informații legate de seminar și nu numai, legate de această istorie a baptiștilor, a fost una mai detaliu mult mai devreme. N-aș putea spune că toată această cercetare a durat doar 3 ani de zile, pentru că ar fi foarte puțin, dar intens în ultimii 3 ani de zile ne-am ocupat de scrierea acestei cărți, am căutat sursele cele mai plauzibile în ceea ce privește scrierea acestei istorii, de aceea am apelat mai mult la arhive, la lucruri scrise decât la cele orale. Desigur, în carte apar și anumite lucruri pe care le-am preluat de la autorii care încă trăiesc și sunt astăzi pensionari. Fac referire în mod special și mulțumesc cu această ocazie fratelui păstor Handra Sima, este cel mai în vârstă absolvent al seminarului din București, înscriindu-se la seminar în 1946, odată cu redeschiderea seminarului, după ce a fost închis. Avându-l în viață, fratele a furnizat anumite informații pe care le-am folosit și ne-a deschis anumite orizonturi, dar în mod special, așa cum am spus, am folosit documente de arhivă care să întărească ceea ce privește istoria a 100 de ani a acestei instituții. Dacă aveți fratele Bel, pastorul Bel Vasile, dacă mai aveți ceva de adăugat din perspectiva dumneavoastră privitor la această muncă de cercetare. Da, eu, lucrând și pe cartea Literatură Baptistă, am găsit unele documente, articole prin ziare și eu tot ce găseam, făceam folder separat și puneam acolo informații, poze sau așa, documente. Și asta ne-a ajutorat să putem scrie și să prezentăm în carte, adică stând la birou și nu mai făcând muncă de teren. De exemplu, am mers la București atunci pentru Literatură Baptistă și am găsit un dosar
pe care l-am fotografiat în întregime, era numai despre seminar, documente importante, ci sigur că mi-au prins bine. Și când am început scrierea efectiv la carte, și atunci ne-am deplasat unde era nevoie ca să mai adunăm, că se adună. Și după ce începi o lucrare, apar noi informații. De exemplu, și acum, după ce cartea e închisă și e tipărită, de exemplu, încă mai apar. Dar sigur că poate la o nouă editare sau mai știu eu. Și asta e în tot timpul, într-o mișcare continuă, găsirea de informații. Deci a fost o perioadă în care ați adunat documentele necesare, da. Și cum spunea și Daniel, a fost muncă mult mai mare decât scrierea cărții. Documentarea a fost o perioadă mult mai extinsă decât efectiv scrierea cărții și punerea împreună a datelor. Dacă ar fi să vă întreb acum, care a fost, înainte de a trece la conținutul cărții, ar vrea să vă întreb care a fost scopul pentru care a scris această carte? Când ați plecat la drum, care a fost intenția care ați avut-o în minte când v-ați apucat de munca aceasta de cercetare și de scrierea efectivă a cărții? Păi, cred că este scopul tuturor lucrărilor pe care le scriem împreună cu fratele Vasile Bel. În primul rând este glorificarea lui Dumnezeu. Pentru a vedea cum Dumnezeu a lucrat, Dumnezeu a condus lucrarea aceasta, de lucrarea pe care s-a făcut în bisericile baptiste, cu siguranță și acum în această instituție teologică. Și în al doilea rând este, cred că, scop comun de a rămâne ceva. De multe ori avem impresia că după noi totul se termină, dar de multe ori când privești la ceea ce s-a scris, te bucuri, pentru că dacă nu s-ar fi scris, se întrebai oare cum a fost. Oricum, pentru mine, mai ales fratele Vasile, să zic, este mai în vârstă decât mine. Pentru mine, un tânăr, este greu să scrie astfel de lucruri pe care nu le-ai trăit decât în mica parte, să zic așa, a ultimelor ani a acestei instituții. Dar este fascinant să poți să scrii și să rămână scris și pentru ceilalți care vor veni și vor citi aceste lucruri. Din perspectiva dumneavoastră, cu ce scop a scris în minte? Eu, de când am început să scriu, scopul ăsta mi-a fost. Și l-am spus de fiecare dată când am avut ocazia. După 1989, s-a vehiculat, nu știu, așa intenționat, nu am idee încă, că baptiștii au apărut după Revoluție ca ciupercile după ploaie. Deci era inclus în alte grupări religioase care au apărut după 90. Și Dumnezeu a pus la dispoziția mea o comoară, așa să zic, care venea din vechime. Și după ce ne-am unit forțele cu fratele Daniel Stoica, atunci comora a crescut și am văzut că, de fapt, baptiștii au un patrimoniu foarte bogat, cultural, și se avea impresia, să inducea ideea că baptiștii au apărut după Revoluție și că cei mai înapoiați sau... Și atunci m-am aplicat foarte mult pe ideea asta, să scot în evidență că, de fapt, noi am avut literatură baptistă, am avut oameni capabili, oameni cu pregătire, și de aceea și cu fratele Daniel am scris cartea Vasile Berbecar, deci o personalitate baptistă. Totuși, nici baptiștii nu-l cunoșteau bine pe fratele acesta, care a făcut foarte mult la începutul lucrării baptiste în România. Și asta m-a făcut și mă face și în continuare, că Domnul mă ajută să scot la lumină lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut prin poporul acesta baptist.
Deci, cu alte cuvinte, dumneavoastră ați simțit nevoia unei cărți într-un fel ca să argumentați că baptiștii, cât și instituțiile de cult baptiste au o vechime mult mai mare decât acuzațiile pe care în mod nedrept au fost aduse credincioșilor baptiști și celorlalți evanghelici, că doar după Revoluție au apărut și că sunt o invenție a post-comunismului. Ei au existat și în comunism. Ar vrea să ne apropiem de conținutul cărții și așa cum am observat în carte, aveți o anumită structură specifică cărții. Dacă ați putea să ne vorbiți despre această structură a cărții, cum ați organizat cercetarea dumneavoastră în această carte? Structural, cred că cel mai corect ar fi ca această carte să fie împărțită în trei. De ce în trei? Sunt trei perioade, aș putea spune, istorice prin care seminarul a trecut, majore. Prima perioadă pe care aș putea spune este perioada de începuturi de la 1921 până în 1940, odată cu închiderea seminarului. Urmează o perioadă de pauză în care seminarul a fost închis până în 1946, când reîncepe seminarul. Și atunci perioada aceasta este perioada a doua, aș putea spune, o perioadă aproape întreagă comunistă, perioada în care regimul comunist este cel care este la putere, din 1946 până în 1989. Odată cu căderea comunismului, aceste puteri, a fost a treia perioadă, perioada post-comunistă, perioada de libertate, dacă aș putea numi astfel, din 1990 până actualmente. O perioadă în care s-a trecut de la seminar la institut, la o instituție universitară, o instituție de grad universitar în ceea ce privește studiile teologice. Aceasta este o perspectivă, să zic, destul de mică a ceea ce înseamnă cartea, cele trei părți. Desigur, întreaga carte este împărțită în ani, în evenimente importante, evenimente majore care au marcat seminarul. De aceea las și pe fratele Vasile să completeze, să spună legat despre această structură pe care am ales să o să facem. Normal, istoria o curs ea de la Dumnezeu, așa. Numai trebuie să scrii despre ea, că ea îți oferă tot ceea ce e nevoie. Cu fratele Daniel ne-am aplicat puțin mai mult spre începuturi, că, să zic, chiar în perioada comunistă se știau multe lucruri și Daniel spunea mai înainte puțin, sunt frați păstori care trăiesc, fratele Andra Sima, de exemplu, a fost prima promoție după război, după redeschiderea seminarului și încă Domnul a ținut în viață și are o minte sclipitoare și ne poate da orice informație la ora actuală. Și de aceea s-ar putea și s-a observat, cine mi-a tras atenția, că prea puțin vorbim de Alexa Popovici. Dumnezeu a pus la dispoziția noastră niște documente și am vrut cumva să nu copiem un tipar, ci dacă Dumnezeu ne-a dat documentele, am vrut să mergem pe perioada mai mult de început și să prezentăm lucrurile aproximativ, că până la urma urmei e greu să definești și să spui, uite, așa a fost. Noi, cât am putut, am luat în considerare și informații de la Alexa Popovici, dar am căutat să găsim documente, articole din reviste sau alte, care sunt din perioada aceea. Și așa am pornit și am săpat perioada aceea dintre 21 și 40. Acolo era o lipsă de informare, să spunem așa, și Dumnezeu, prin fratele Daniel și alte implicații, am găsit surse foarte bune, inedite, să zicem așa, publicate în limba română acum. Deci, asta îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ocazia asta.
Deci, într-un fel, n-ați vrut să aduceți înaintea cititorilor doar ceea ce era deja cunoscut, ați încercat să mergeți pe zone care nu erau atât de cunoscute și înțeleg că un accent deosebit în cartea pe care a scris-o este pus pe perioada 1921-1940, aici fiind o lipsă de informații anterior publicării cărții și ați vrut să aduceți mai clar care a fost situația în această perioadă. Am văzut că ați luat an după an și ați explicat în carte ce s-a întâmplat în fiecare an din istoria Institutului. Cu siguranță nu avem timp în seara aceasta să luăm fiecare an. E multă informație acolo și apreciez munca pe care ați făcut-o, dar dacă m-aș întoarce puțin la aceste perioade, cred că în emisiunea aceasta măcar să amintim câteva lucruri din fiecare perioadă. Ce am putea să spunem despre perioada 1921-1940? Care sunt aspectele majore care s-ar desprinde din această perioadă? Am putea numi perioada nașterii, perioada în care a început. N-a fost un început destul de ușor, un început destul de greu, uneori chiar frânat din anumite probleme, fie interne, fie externe, cu lupte. O perioadă destul de grea, o perioadă în care n-au fost fonduri, dar Dumnezeu este Cel care a folosit pe frații americani, cei care au pus la dispoziție în ceea ce privește mai ales fondurile necesare, construirii, deși seminarul a început să zică lăbuteni, el a fost foarte puțin acolo în această locație, a fost oarecum nevoit să plece din cauza autorităților. A fost o scurtă iarăși perioadă la Arad și apoi s-a localizat în București, unde s-a stabilizat și acolo și-a făcut sediul. Deci o perioadă grea, o perioadă în care a trebuit să fie și construcție, a fost condiții grele, hrană, nu a prea fost. O perioadă în care profesorii erau destul de puțini, mă refer la profesori pregătiți în ceea ce privește educația. Dar cu toate acestea e o perioadă care oarecum te fascinează să vezi că au fost gata să meargă înainte, poate astăzi am fi renunțat mult mai ușor. Prima perioadă, aș putea spune, perioada aceasta. Desigur, și celelalte perioade, poate fratele Vasile vorbească mai mult de perioada aceasta a doua, în care a și trăit anumite evenimente ceea ce privește perioada comunistă. Înainte ca să discutăm de perioada a doua, aș vrea să vă întreb cât timp a fost seminarul la Buteni? Vorbeați de o perioadă scurtă, cam cât a fost la Buteni? Două luni de zi. Deci inițial s-a știut de o perioadă mai lungă de zile. Era o prognoză de 6 luni de zile. De multe ori auzisem chiar și mai mult în ceea ce s-a scris, dar lucrurile au stat mult mai diferit, puțin, așa cum zicea și fratele Vasile, n-a fost așa de lungă perioadă. Da, deci înseamnă că... Da, vă ascult. Aș vrea să spun că perioada aceea din 21-20-40, Dumnezeu a trimis în țară la noi, din partea bordului de misiune, din Statele Unite, un frate, Gil, care avea mari dorințe de a aduce aici în țară. Și aș vrea să spun că în 1929, în raportul pe care îl trimite la Convenția Baptistă de Sud, el exprimă dorința aceea de a ridica seminarul la un alt grad academic. Și pentru aceasta, chiar unii păstori de ai noștri baptiști criticau păstorii vechi că n-aveau numai 4 clase și în parte așa a fost, dar nu toți au avut numai 4 clase. Fratele Gil a vrut ca cei care au 4 clase
să poată să obțină diploma de 7 clase, cât erau atunci liceul și institutul, adică seminarul, că suntem obișnuiți cu institut, seminarul să fie ridicat la rang de institut. Sigur că lucrurile n-au mers bine, a venit și războiul și lucrurile s-au oprit cumva din punctul acesta de vedere. Dar planurile erau mari, s-a început cu greu, cum zicea fratele Daniel, dar dorința fraților și mai ales a fratelui acesta Gil, care era din partea Convenției Baptiste de Sud, avea mari planuri, dar nu s-au putut duce la îndeplinire. A venit perioada de tăcere, să zic, dintre cele două perioade istorice, ce și anume 40-46, înțeleg la dumneavoastră. Ce ne puteți spune, frate Bel, despre 1946 până 90, câteva aspecte? În data de 30 decembrie e abdicarea regelui. Și deja în luna ianuarie, departamentul cultelor este la seminar în vizită. Și de atunci a început apoi implicarea departamentului și a statului în conducerea și în treburile interne ale seminarului. Și așa cum spuneam, îi mulțumim lui Dumnezeu că sunt frați încă în viață care au trăit clipele acelea și ne-au mărturisit. E totuși o perioadă în care putem să spunem anii 50 până 60 au fost cei mai mulți studenți, cei mai mulți seminariști. Sigur că piața baptistă nu a putut să folosesc termenul acesta, nu a putut să absorbe toți păstorii care sau toți seminariștii și de aceea apoi s-a încetinit departamentul, sigur că s-a speriat când a văzut că atâția tineri vor să meargă la seminar. Cu toate greutățile astea care au apărut, Dumnezeu a pus oameni potriviți la locul potrivit, în timpul potrivit și asta poate mai încolo, dacă o să dezvolt un pic ideea asta, să ce am constatat eu când scriam la carte, ce mi-a venit o idee în minte despre perioada aceasta. S-a făcut și atunci școală, școala a mers înainte, pentru că Dumnezeu este cel care dirigează, nu comunismul. Sigur că perioada nu a fost ușoară, a fost grea, grea a fost și dinainte. Acum au fost alte probleme, atunci alte probleme, acum poate sunt alte probleme, nu știu acum, dar probleme întotdeauna vor fi și au fost, depinde de ce natură. Deci perioada a doua este marcată cumva de interferența în treburile institutului, a departamentului de stat pentru culte, și acest lucru aduce anumită presiune și anumită limitare în viața institutului. Ce putem spune despre perioada 89-90 până în prezent? Ce puteți să spuneți despre ceea ce ați studiat în cercetare pe care ați făcut-o? Noi mai puțin ne-am aplicat adevărul și poate am greșit, dar cartea deja era destul de mare și ne-am gândit că scriind prea amănunțit unele lucruri, deja ne gândeam că nu puteam scoate la tipar să plătim. Dar Dumnezeu a ajutat și de aceea fratele Daniel a spune că el a trăit atunci și în perioada ce a fost la școală. Sigur că el a trăit și m-a avut, el a trăit și m-a avut și pe mine ca și profesor, așa că poate spune ce dorește. Da, ascultăm. Da, deci perioada asta, să zic că e o perioadă foarte interesantă, parcă aș spune în opoziție, dar nu neapărat cu prima perioadă de început. Destul de interesant, aș spune, așa cum am spus, perioada libertății, dar cu toate acestea, să zic că a fost o explozie de studenți, absolvenți, doritori. Am ajuns, să zicem, în perioada de începuturi, în care erau câțiva seminariști o mână de
6-10 seminariști și asta parcă spune o dezamăgire, poate aș spune mai mult personală, în care tinerii nu mai doresc o astfel de slujire. De aceea cred că e o perioadă destul de interesantă, o perioadă care, deși ai libertatea, ceea ce vorbeam din perioada comunistă, și frate Vasile accentua, mulți seminariști și mulți tineri s-ar fi înscris. Și oricum se scriau pe tabele, foarte puțini erau cei care erau și aprobați, pentru că era un număr limitat. Astăzi, poate mai mult ca oricând, ai avea la dispoziție, dar din păcate nu mai sunt cei care să dorească o astfel de pregătire teologică. E o dezamăgire, să spun așa, dar e o realitate pe care astăzi o trăim, actuală, libertate, dar cu toate acestea, parcă aș spune, nevoință în a mai face acest lucru. Da, interesant. Vreau să vă întreb care, din perspectiva dumneavoastră, a fost perioada cea mai glorioasă, nu neapărat în secțiunile acestea mari care le-ați explicat, dar care a fost perioada cea mai glorioasă din perioada din viața institutului. Cu siguranță, dacă am numărat numărul de absolvenți, așa cum am spus, după 90, imediat după 90, a fost promoții foarte mari, mulți, mai ales, trebuie să amintim, a apărut și Facultatea de Teologie Baptistă, cu dublă specializare, unde erau foarte mulți studenți, deja ajungem să mai fie elevi, să fie studenți. Chiar și la pastorale erau în jur de, în fiecare promoție, 20 și ceva de absolvenți. Perioade frumoase, perioade înfloritoare, cei care le-au trăit și au fost atunci, pot să mărturițească și sunt foarte mulți care ar trăi. Dar în egală măsură, aș putea spune că a fost o perioadă înfloritoare, a fost după 46. A început seminarul la Buteni din cauza lipsurilor care erau în București, a hranei, a locurilor în care să studia studenții și un număr impresionant a fost și atunci care au venit să se scrie și, așa cum zicea și frate Vasile, anii 50, promoții mari de studenți, perioade înfloritoare, perioade în care erau profesori, perioade în care erau elevi, în toți 4 ani de zile erau un volvotă foarte mare în ceea ce înseamnă activitatea seminară. Deci, dacă ar fi cele două perioade, aș putea spune cele mai înfloritoare din punct de vedere al rodirii seminarului respectiv Institutului Teologic. Ai afirmat o chestiune foarte interesantă. Seminarul a revenit la Buteni în 1946? Da, sunt două perioade. Prima perioadă, de așa cum am spus, de începuturi din 1921, toamna 1921 și apoi, după închiderea seminarului din 1940, începerea războiului, începerea conflictelor care erau, închiderea cultului baptist 42-43, în care n-a mai funcționat nici literatura baptistă, nici alte activități religioase, perioada neagră în care n-a mai fost activitate deloc în ceea ce privește cultul baptist. Dar în 1946, după multă muncă și inițiativă de a reîncepe, se reîncepe un an de zile, 1946-1947 este un an întreg, 2 semestre, în care activitatea seminarului se reîntoarce la Buteni, unde frații au fost cu posibilități mai multe în care să acorde atât cazare cât și hrană atât profesorilor cât și studenților. De aceea s-a ales locația din nou a Buteniului, fiindcă frații au fost mai privitori, a fost și altă, să spun, alt trai în zona Ardealului decât în zona București, unde era totul raționalizat la cartelă, viața mult mai grea. Deci, înțeleg că la Buteni reînceperea după 46 s-a făcut în condiții de sprijin din partea bisericii locale, care presupunea cazarea studenților în familii, da. Și în schimb cursurile presupun că erau la în clădirea bisericii, dar de fapt biserica a fost locul pentru cursuri și acolo s-au format
Da, foarte interesant legat de perioada aceasta. Nu știu dacă fratele Vasile mai vrea să adaugă ceva vis-a-vis de perioada aceasta, cele mai înfloritoare perioade din viața institutului. Da, să zic, toate trei au avut ceva fascinant sau ceva plăcut sau, să zic, s-a atins să se atingă, să se ajungă la un apogeu așa. Și perioada dinainte de 40, de școala de fete, totuși era o noutate în România și fetele trebuia să ajute, ele nu, să fim foarte clar, nu erau promovate ca să fie păstor sau ceva administrator în biserici, ci ca să fie bune gospodine și să învețe, așa cum este scris în Biblie, să facă lucrarea aceasta de a învăța, de a ținea cursuri pentru tinerele mămici și așa mai departe, pentru că știm, perioada aceea a fost destul de înapoiată la noi în țară și femeile, mămicile, gospodinele erau învățate cum să facă baie la copii, cu igienă, cu toate lucrurile acestea, lucruri foarte importante. Deci am auzit ideea aceasta că au fost învățate și după aceea să fie, să predice. Probabil că careva a predicat sau a avut tendința aceasta, dar la noi în România nu s-a promovat această idee. Și dar totuși a rămas, să zic așa, un lucru bun cu școala aceasta de fete și care a ajutat, să zic, social, din punct de vedere social, familiile baptiste. Deci, cumva, în condițiile în care trebuie. Cumva școala aceasta de fete a adus un plus pe lângă bărbații care erau acolo, da. Pregăteau aceste surori pentru slujire și din cercetarea istorică pe care dumneavoastră ați făcut-o, nu există evidență că ar fi vreo absolvent a celor cursuri pentru femei păstor în România, în cultul baptist. În schimb, ele au slujit cu surorile, lucrări sociale și în îndeplinirea îndatoririlor de mamă și de mame și de soții în felul acesta. Ceea ce mi s-a părut interesant în cartea pe care ați scris-o este că a existat și un învățământ prin corespondență. Pe mine, care sunt aplecați spre învățământul la distanță, mi-a sărit imediat în ochi acel lucru și am realizat că, de fapt, învățământul prin corespondență nu a început în 2005, cum avem noi învățământul la distanță, ci că există o rădăcină istorică mult mai veche legat de învățământul la distanță. Ce puteți să ne spuneți despre învățământul acesta prin corespondență? Da, deci și pregătirea, oricum, un lucru pe care vreau să-l accentez încă de la început. Scopul școlii nu era neapărat să pregătească păstori. De-aia era întrebarea și cu fetele și ca o mică completare a ceea ce s-a spus. Școala care s-a înființat la București s-a numit școala de misiune. Așa s-a numit și așa a fost gândul de la început, de a face misionari. Deci scopul n-a fost de a face păstori implicit, ci de a face misionari, oameni pregătiți care să meargă poporul Evangheliei și să provodească Evanghelia, fie că e vorba despre bărbați care automat au și devenit păstori din lipsa persoanelor care să se ocupe de această activitate, dar surorile au fost pe ogorul Evangheliei din punct de vedere evanghelistic. Și legat de cursuri în corespondență, dat fiind limitarea numărului celor care puteau să meargă la o astfel de școală, majoritatea dintre ei erau țărani și asta trebuie să înțelegem încă de la început lucrul acesta. În România, traiul majorității era unul destul de precar. Puțini erau cei care aveau mulți bani, o pregătire în ceea ce înseamnă școală și atunci frații, pentru că acești oameni trebuia să fie acasă, să
se ocupe de familie, de ocor, de ceea ce însemna agricultură, au pus la dispoziție un curs prin poștă, prin care se trimiteau anumite cursuri, frații rezidivile parcurgeau și la final primeau o diplomă, o diplomă, așa și se numea, diplomă cursului prin corespondență. Ea nu fiind, să zic, echivalentă, cum vine astăzi, între IDE, școala IDE și școala de zi. Era un curs mai mult în care de instruire a persoanelor care vreau să afle mai multe lucruri din punct de vedere al pregătirii scriptural vorbind. În ce perioadă a fost școala prin corespondență și a înțeleg că ea s-a adresat tuturor credincioșilor care vreau să învețe scriptura? Da, în perioada care a fost cursul acesta din corespondență, după câte mi-amintesc eu, a fost în perioada comunistă, în care a funcționat aceste lucruri, dar și înainte, cred că, dacă nu greșesc, primele cursuri prin corespondență au fost semnate încă de Evele Gil, cel care era coordonator lucrării din bordul de misiune al Americii, undeva în 39, dacă nu greșesc, că deja au fost inițializate aceste cursuri prin corespondență. Nu știu dacă fratele Vasile știe exact această dată corectă. Așa am impresia, undeva în 1931-1940, înainte de închiderea seminarului, era, am spus, o floare și școala de fete și școala aceasta de misiune a fraților, undeva în anul 1939, dacă nu greșesc. Da, e foarte... Vă ascultăm dacă vrea să completa ceva sau... Da, fratele Gil avea planuri mari și America era încântată pentru că în România atunci se întorceau foarte mulți oameni și Baptist creștea tot mereu, deși era persecutat și se simțea lipsa lucrătorilor pregătiți. Și atunci, sigur că fratele, având experiența din America, a vrut să implementeze și aici această lucrare. Și avea planul mare, dar s-au stricat. Între 31-35 seminarul a fost închis, alte probleme, după aia a venit deja din anul 1938, era incertitudine, nu se știa cât va mai funcționa, deja se făceau recrutări, din preseminariști erau chemați în armată și deja lucrurile deveneau nesigure în continuare. Da, n-a fost o perioadă așa liniștită. Da. Interesant ce a spus. Aș vrea să mai avem puțin timp, ne-a mai rămas. Dacă ar fi să enumerați câteva personalități care au marcat în mod deosebit istoria acestor 100 de ani, oameni care și-au adus o contribuție deosebită la formarea și dezvoltarea Institutului Teologic Baptist, ceea ce este astăzi din București, care sunt acele personalități, acei oameni care au marcat această istorie a Institutului? Noi voi enumera pe toți, voi lăsa și pentru fratele Vasile câteva personalități, dar aș începe, dat fiind să zic, atracție pe care o am în momentul de față legat de localitatea Putenii, aș începe cu Teodor Sida, unul dintre pionierii credinței aici din Putenii. El a fost unul dintre inițiatorii și promotorii acestei lucrări, nu degeaba a și început la Buteni, dar dacă aș putea spune primul care a și enunțat aceste idei și le-a propus în mod oficial, este vorba de fratele Radu Tașcă, unul dintre intelectualii baptiști din vremea respectivă, cu pregătire în afară, cu pregătire teologică, văzând golul care este în țara noastră, a fost cel care, aș putea spune, a inițiat această școală de misiune, așa cum am spus, ea așa s-a numit inițial școală de misiune. Cu siguranță aș putea spune în continuare Vasile Berbecar, unul dintre primii profesori, Ion Popa, după care Constantin Atorian, care a contribuit foarte mult, mai ales odată cu mutarea seminarului la București. El a contribuit la cursurile, desfășurarea cursurilor, a fost un profesor activ, un profesor care și-a desfășurat activitatea și ca director în mai multe perioade și mă limitez doar până la
fratele Ion Socaciu, cred că este unul dintre binii, printre primii cunoscuți, aș putea cel mai cunoscut în ceea ce privește seminarul, Socaciu, cel care a avut pregătire în America, a avut o pregătire de înaltă clasă teologică, a venit cu această pregătire și a pregătit pe alții care au urmat după el. Deci, dacă aș putea spune, cei care ar fost de început cei mai mari, aceștia ar fi pe care i-am denumit, mai ales, să zic așa, în perioada de început. Eu aș vorbi un pic, dacă mi se dă două minute la dispoziție. Apreciez foarte mult cum Dumnezeu l-a pus pe fratele Ioan Bunaciu, director la seminar între 70 și 87. Analizând toate implicațiile, cum a fost comunismul, cât de feroce, am făcut așa o analiză și am constatat că fratele Ion Bunaciu a fost cel mai potrivit pentru perioada aceea și vă spun în câteva cuvinte de ce. Problema de abordare a felului de a trăi în vremea aceea a fost foarte înțeleptă a fratele Ioan Bunaciu. El nu a apelat la mijloacele astea Europa liberă și așa mai departe, ci a știut să trăiască smerit și a mers smerit și și-a atins scopul. Iosif Țon a trebuit să plece din țară datorită interpretării pe care a avut-o dumnealui în această privință și cu comunismul și cu alte lucruri. Dar nu puteau merge toți oamenii și toți intelectuali din țara noastră să lese lucrarea vraiște aici. Ci au trebuit să rămână și oameni aici ca să ducă lucrarea mai departe, ci rezultatele au fost bune din punctul ăsta de vedere. Și de aceea, pentru mine e fascinant fratele cum a lucrat, simplitatea lui și fără să facă gălăgie și-a atins scopul. Când alții care făcând gălăgie mare n-au atins un scop să ajute lucrarea aici. Sigur că alte implicații. Mulțumesc și mult! Lucruri. Cred că ar mai fi mult de discutat și cu scuzele de rigoare pentru cei care nu i-am amintit și n-am avut timp. Știu că atunci când scriu o carte nu pot să nu fie cineva deranjat că ceva n-a fost în carte. Eu vă felicit pentru cartea care ați făcut-o. A fost o muncă imensă să adunați toate aceste informații și aș vrea doar, mai avem câteva minute, 2-3 minute, un singur gând pe care să-l spuneți asupra modului în care acest studiu v-a marcat pe dumneavoastră personal. Dacă ar trebui să spun scurt și nu, să nu lungim, deci pentru mine cel mai fascinant lucru, care vă spun sincer, merită remarcat, este faptul că acești oameni, deși erau simpli, n-aveau bani, n-aveau multă școală, au avut dorința să se pregătească din punct de vedere teologic bine, n-au vrut să-L slujească pe Dumnezeu oricum. Ceea ce mi se pare fascinant, au trebuit să-și vândă animale de acasă, au trebuit să vândă cereale ca să aibă bani necesari, să poată să ducă alimente la seminar. Totul, pentru ce? Pentru ca să îl slujească pe Dumnezeu la o calitate înaltă. Asta pentru mine este fascinant într-o lume în care nu era școală, nu erau pregătire necesară, acești oameni au fost gata să se pregătească pentru a sluji mai bine Dumnezeu mai bine. Pentru mine asta este cel mai fascinant. Mulțumim, fratele Vasile Bel. Dumnezeu veghează asupra lucrării sale și în istoria de 100 de ani a seminarului se vede mâna totputernică a lui Dumnezeu care a ocrotit acest popor și instituția de învățământ pe care au avut-o. Vedem mâna lui atotputernică și în toate perioadele, dacă a fost seminarul închis, totuși Dumnezeu a lucrat și n-a abandonat de tot, chiar s-a revenit înapoi seminarul să vină ca să fie instituția cultului baptist. Îi mulțumim lui Dumnezeu și eu mă bucur de curajul care l-au avut acești câțiva oameni să pornească așa o lucrare într-un ocean de vrășmășie, de împotrivire, pentru că loviturile foarte dure erau din toate părțile, inclusiv de la guvern câteodată, inclusiv de la biserica oficială și așa mai departe.
Și totuși oamenii ăștia au avut curaj de la Dumnezeu ca să meargă înainte și să nu abandoneze. Asta îmi doresc și în continuare pentru frații noștri. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune. Sper să fie prima dintr-o serie, este doar o introducere în această carte. Cei care sunteți interesați de această carte, cartea a fost tipărită la Rizoprint, la Cluj și o puteți găsi, se poate găsi la editură sau aveți dumneavoastră personal? O ultimă întrebare scurtă. Numai la autor. Personal. La editură la poate... cei doi autori. La editură cartea a fost doar tipărită, o puteți găsi la cei doi autori. Dacă ne veți scrie, vă vom comunica datele concrete. Vă mulțumesc în seara aceasta pentru că ați fost cu noi, dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit. Și aceste două lecții care le-au desprins invitații mei, aș vrea să le purtăm și noi cu noi, indiferent dacă avem o pregătire teologică sau nu avem o pregătire teologică. Primul lucru, slujește pe Dumnezeu cât mai bine și pregătește-te pentru lucrul acesta. Și a doua lecție, Dumnezeu este credincios și El onorează dedicarea celor care o pun la dispoziția lui Dumnezeu și resursele pe care le pun la dispoziția lui Dumnezeu, talentul nostru, tot ceea ce punem la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu este credincios și va binecuvânta acel lucru. Vă doresc tuturor o seară bună, la revedere, pe curând!